vorbit de multe ori pe canalul ăsta despre eleganță. Am discutat ce consider eu și ce cred că este eleganță. Am vorbit despre lucruri pe care să le faci pentru a fi elegant. Am vorbit despre stereotipuri în ceea ce privește eleganța. Am vorbit de foarte multe aspecte, pentru că știți că este un subiect care mie mi-este foarte drag, pe care eu îl iubesc foarte mult, pe care încerc să-l promovez și încerc să-l încurajez în rândul celor care mă urmăresc și știu că sunt multe printre voi care sunteți de acord cu mine, care considerați că este bine să mai bordăm așa câte o doză de eleganță, să mai aducem câte o doză de eleganță în viața noastră și în aspectul nostru și în ceea ce facem, pentru că timpurile sunt cum sunt și cumva parcă ne îndepărtăm de subiectul ăsta din ce în ce mai tare. Și tocmai în această idee m-am gândit să vin și cu un răspuns la o întrebare care mi se pune foarte des, și anume cum încep? Când vine vorba de eleganță, de unde o iau? De unde încep? Că exact asta a fost o întrebare pe care am avut-o și o discuție pe care am avut-o cu una dintre voi și îmi spunea, ok, aș vrea și eu să fiu mai elegantă, dar nu știu de unde să încep, nu știu cu ce să încep, nu știu ce să fac, de unde o iau, că mi se pare că este așa o chestie generală, nu știu, eleganța, și este un subiect foarte amplu și nu știu ce să fac prima dată. Și m-am gândit tocmai în ideea asta, astăzi să vin cu răspunsul la această întrebare. Ce să facem, de unde începem cu eleganța și cum încercăm să ne schimbăm cumva stilul de viață sau stilul în care arătăm sau stilul nostru, astfel încât să evoluăm. Pentru că eu văd eleganța în primul rând ca un atribut al evoluției și evoluția întotdeauna este un aspect pozitiv din punctul meu de vedere. Și atunci am zis să fac un clip pe tema asta și sper din tot sufletul să vă placă. Și dacă mai aveți și voi sugestii de lucruri pe care să le facă un începător în ale eleganței, puteți să le lăsați în comentarii, că le aștept cu mare drag. De asemenea, aș vrea să țineți cont de faptul că, ok, sunt niște lucruri de început astea la care să te uiți pentru început când vrei să-ți schimbi cumva stilul, când vrei să devii mai rafinat, când vrei să devii mai elegantă sau mai elegant, dar sunt lucruri la care oricum muncești constant, adică nu înseamnă că le-ai început undeva în inițierea ta în eleganță și după aceea le lași baltă. Nu. Astea sunt lucruri la care trebuie să lucrezi constant. Poate că pe parcurs îți va fi mai ușor și îți vor deveni mai naturale anumite lucruri, anumite aspecte, și am să vă spun unde. E posibil ca în timp să fie mai ușor de lucrat, dar sunt lucruri la care lucrez constant și la care și eu lucrez, adică să nu credeți că vin din perspectiva de perfecțiune aici să vă dau lecții, ci vreau să doar să evoluăm împreună. Asta îmi doresc cel mai tare. Și unul dintre cele mai importante lucruri, dacă vreți, din punctul meu de vedere, în ceea ce privește eleganța, o reprezintă comportamentul și cred că primul pas în a deveni o persoană elegantă și în a evolua este să-ți cureți comportamentul. Și aici nu mă refer numai la limbaj. Într-adevăr, limbajul face parte din comportamentul nostru și face parte din ceea ce noi transmitem oamenilor și din felul în care ne judecă oamenii. Deci oamenii ne judecă și după limbaj, dar în același timp mai există un spectru mai larg al comportamentului pe care trebuie să-l avem în vedere și consider că este cam unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faci în ceea ce privește eleganța și evoluția ta ca om și rafinarea ta și cumva schimbarea ta ca om, pentru că degeaba îți pui cele mai elegante haine pe tine dacă ai un comportament odios. Degeaba îți pui cele mai frumoase și mai bine lucrate haine pe tine și cele mai bune branduri pe tine dacă ai un limbaj urât și dacă ai un comportament urât și dacă tot ceea ce vine după îmbrăcăminte nu reflectă ceea ce vrei tu să transmiți prin îmbrăcăminte, știți? Sunt foarte multe exemple și nu vreau să mă apuc acum tot de mai de dragul eleganței, nu o să mă apuc eu acum să dau exemple, dar sunt foarte multe exemple la noi de oameni care se îmbracă, știți? Adică există acea ipocrizie de fațadă, există acel ambalaj foarte interesant, foarte frumos, care arată foarte bine și pare foarte elegant și când te uiți un pic mai în profunzime, vezi de fapt circ, vezi că un comportament, că
regăsești un comportament care nu susține acea eleganță fizică sau acea eleganță dată de haine. De-aia vă spun eu că eleganța nu se rezumă numai la haine. Sunt foarte multe persoane care s-au uitat de-a lungul timpului la clipurile mele despre eleganță și au impresia că eleganța se rezumă numai la haine. Nu. V-am mai spus, eleganța în ceea ce privește vestimentația este cumva 10% din tot ceea ce presupune eleganța. Este 10%, da? Eleganța per se este un ansamblu de lucruri pe care trebuie să le faci, să le deții și să le stăpânești de-a lungul timpului și poate pe unele să le stăpânești mai bine, poate pe unele nu atât de bine, dar ideea este să se vadă un efort, să se vadă faptul că încerci ceva, să se vadă că schimbi lucrurile, da? Pentru că totuși venim dintr-o societate în care eleganța în sine ea a fost văzută ca o chestie foarte sobră și foarte rigidă și poate vom discuta și despre asta într-un alt clip. Dar percepția în societatea românească despre eleganță este denaturată tocmai pentru că noi avem o istorie destul de tumultuoasă și mă refer strict la contextul istoric în care prin care am trecut noi românii și în care am crescut generațiile actuale și atunci este firesc să ai o viziune destul de denaturată asupra eleganței. Dar eleganța în sine presupune mai multe lucruri și de aia n-ajunge să-ți pui haine frumoase pe tine, haine elegante, haine care să dea bine, n-ajunge să-ți închei toți nasturii la cămașă până sus, n-ajunge să porți cravata corect, n-ajunge să ai pantofii curați și așa mai departe, da? Ca să fii elegant. Astea sunt mici detalii care poate da, pot strica un ansamblu în momentul în care n-ai grijă de ele, dar în momentul în care faci doar detaliile alea și n-ai grijă de lucruri mai importante, cum este comportamentul, cum este limbajul, cum este atitudinea pe care o ai față de anumite lucruri, cum este viziunea ta față de lucruri. V-am mai spus de atâtea ori că oamenii eleganți în general se feresc când aș emite judecăți din astea critice de valoare și de a avea viziuni foarte radicale, da? Noi suntem obișnuiți că trebuie să fie ori albă, ori neagră, ori în general oamenii eleganți sunt educați. Vă vorbesc de oamenii eleganți din alta societate a lumii, din care noi nu facem parte și la care mă mai uit din când în când. Mă uit la ei și observ că nu au viziuni radicale, nu sunt foarte hotărâți pe opinia lor. Adică da, au cunoștințe despre un anumit subiect, discută despre un anumit subiect chiar și în contradictoriu, dar acceptă opinii diferite, acceptă poziții diferite, acceptă atitudini diferite, da? Nu sunt totalitariști din punctul ăsta de vedere, adică nu vor ca doar părerea lor să conteze și doar părerea lor să fie importantă și doar ce spun ei este adevărat. Da? De aia trebuie să aveți grijă că când vine vorba de comportament, nu mă refer numai la limbaj, deși limbajul este un segment foarte important al comportamentului și din nefericire, uitându-mă așa pe stradă în general, observ că e din ce în ce mai denaturat și limbajul și nu mă refer la a vorbi gramatical corect, ci mă refer la a vorbi frumos, adică chestiile de respectuoase, de bază. Mă refer că de asemenea și la faptul că oamenii efectiv nu mai au grijă la felul în care se comportă, nu se mai uită la felul în care se comportă și dacă vreți cumva să o luați pe sfera asta a eleganței, primul lucru pe care cred că trebuie să-l faceți este să vă observați comportamentul. Este foarte dificil, într-adevăr, este foarte greu să faci lucrurile din interior către exterior. Spre exemplu, mie mi-este mult mai ușor să-mi observ comportamentul sau gesturile. De exemplu, eu am niște gesturi foarte agitate, ca să zic așa, și știu chestia asta, sunt conștientă și știu și de unde vine toată treaba asta. Dar mie mi-este foarte ușor să observ gesturile astea agitate pentru că eu mă filmez și automat observ lucrurile astea și în timp, deși îmi este foarte greu, pot să lucrez la treaba asta și să corectez și este o chestie la care încerc să lucrez și pe care încerc să o corectez într-un mod frumos. Dar în momentul în care nu faci ceea ce fac eu și anume să te filmezi, este destul de greu să te uiți în interiorul tău, să-ți observi comportamentul și să corectezi lucrurile. Puteți apela și la o strategie de genul ăsta, să vă puneți telefonul undeva într-un colț de casă, fără să vadă nimeni, adică fără să vă puneți undeva filmările alea, doar pentru voi, și să uitați că este telefonul acolo și să vă observați comportamentul, să vă observați gesturile, pentru că eleganța pleacă în primul rând de aici, de la felul în care te comporți, de la cum
închizi ușa, de la cum pui o cană pe masă, de la cum iei un anumit obiect, adică sunt anumite chestii care, da, în esență pot să pară de finețe, dar de aici pleacă toate lucrurile, de la cum te comporți, de la cum dai mâna, de la cum gesticulezi și așa mai departe. Sunt niște lucruri poate infimere, poate nu par atât de interesante și poate nu par atât de wow, poate nu asta v-ați aștepta să vă spun, dar sunt importante, sunt niște lucruri care fac diferența, fac o diferență de la cer la pământ. Iarăși, poziția voastră pe scaun este un aspect iarăși foarte important în ceea ce privește eleganța. Într-un fel stă o femeie elegantă, într-un fel stă o femeie care doar vrea să pară elegantă. Dacă vă mai uitați pe la evenimente din astea mari, gen Oscarurile și așa mai devreme, în parte, o să vedeți când arată așa publicul, o să vedeți că toate sunt îmbrăcate frumos, toate sunt îmbrăcate de gală și o să le vedeți. Le diferențiați foarte ușor pe alea elegante de pe cele mai puțin elegante, tocmai prin prisma poziției, a posturii, felul în care stă cu umerii, felul în care gesticulează, felul în care își ține, că ați văzut că la Oscarul de multe ori sunt mese puse, dacă felul în care ține mâna pe masă și așa mai departe. Sunt detalii care pot părea insignifiante, dar care dau foarte mult din casă despre voi în momentul în care nu le stăpâniți. Și dacă e să plecați de undeva, din punctul meu de vedere, este să lucrați la limbaj. Curățați-vă limbajul de toate cuvintele astea urâte, de cuvinte din astea de jargoane, de tot felul de, nu știu, nu-mi vine minte să zic acum și nu mi-am făcut o listă, dar vă imaginați și voi la ce mă refer, adică tot felul de cuvinte din astea compuse. Chiar m-a întrebat cineva dacă este greșit sau nu este elegant sau este mai puțin elegant să pui cuvinte din engleză și să folosești cuvinte englezești în limba română. Trebuie să înțelegeți că o limbă este un organism viu și întotdeauna va avea cuvinte împrumutate din alte limbi care sunt mai populare sau care sunt de circulație internațională la momentul respectiv, așa cum a fost cu franceza, cum a fost cu latina. Deci nu trebuie să vă cramponați în chestia asta. Nu cred că aici se pune problema de eleganță în ceea ce privește limbajul. Evident, în momentul în care un discurs este mult prea sufocat, abundă mult prea tare de termeni și cuvinte care vin dintr-o altă limbă, oricare ar fi ea, evident că e sufocant și este obositor să urmărești o astfel de persoană, dar nu aici ar trebui. Spre exemplu, ca să vă dau un exemplu concret, eu încerc să scot de ani de zile din vocabularul meu cuvântul mișto, pentru că mișto are o origine care mie personal nu-mi place și mi se pare că nu rezonează nici cu mine și nu mă ajută. Și este un cuvânt pe care într-adevăr l-am preluat pentru că l-am auzit prin jurul meu și l-am auzit atât de mult încât efectiv nu mai pot să scap de el, știți? Și mă chinui deja, cred că am vreo 2-3 ani de când am decis că nu, trebuie să scot din vocabularul meu și sunt perioade în care revine, sunt perioade în care reușesc să mă abțin de a spune mișto. Mi se pare cumplit faptul că îmi vine greu să înlocuiesc cuvântul mișto cu frumos sau foarte frumos. Adică de ce e atât de dificil să spui foarte frumos, care este ceva mult mai clasic și mai elegant, ca să spunem așa, decât mișto, da? Asta ca un exemplu. Acum, fiecare știe mai bine, își cunoaște mai bine limbajul și aici depinde de voi cât sunteți de dispuși să schimbați lucrurile și cât sunteți de dispuși să alterați lucrurile, ca să spun așa, dar trebuie în primul rând să vă observați comportamentul, limbajul, atitudinea față de anumite lucruri, să încercați pe cât posibil să nu mai aveți viziune așa foarte refractare și foarte rigide cu privire la anumite lucruri, cu privire la anumite subiecte, mai ales subiecte sensibile, și pe viitor să încercați să acceptați și alte opinii, să consultați alte opinii chiar, să vă gândiți, care e părerea mea despre asta? Uite, păi eu cred asta. Uite, despre exemplu, ca să dau un subiect foarte sensibil ca exemplu,
căsătoria între două persoane de același sex, da? În România suntem foarte vehemenți în ceea ce privește subiectul ăsta și avem niște opinii foarte bine înțepenite și nu mai acceptăm nicio altă opinie, nu mai acceptăm nicio altă idee, nu mai acceptăm... Dar cum ar fi dacă în încercarea noastră de a evolua și de a fi mai eleganți, încercăm să avem și, să ascultăm și o altă opinie. Mă, dar ce-ar fi să ascult altă opinie? Poate înțeleg mai bine, poate înțeleg mai bine aspectul ăsta, poate înțeleg mai bine la ce se referă și așa mai departe. Adică nu pledez pentru treaba asta acum, dar vreau, v-am dat ca exemplu un subiect foarte sensibil în care știu că noi românii avem niște opinii astea foarte țepenite așa și de care nu trecem, da? Care țin tot de comportament, că până la urmă atitudinea noastră față de un anumit subiect, indiferent cât este de vehement acea atitudine, tot de comportament ține și tot despre noi vorbește acea atitudine vehementă, da? Până la urma urmei, la finalul zilei, tot despre noi transmite un mesaj. Deci, dacă e să începeți din undeva, din punctul meu de vedere, și o mare lacună a societății noastre și un aspect care este extrem de neglijat în educația noastră, atât formală cât și informală, este comportamentul. Nu mai avem grijă la oamenii de lângă noi, nu ne interesează când întârzie metrou sau când ne grăbim să ajungem undeva, nu ne interesează că lovim oamenii de lângă noi, îi împingem numai ca să intrăm noi în metrou, când schimbăm banda de circulație, ne interesează să ne fie nouă bine în mașină, nu ne interesează de ceilalți conducători din trafic, deci... La lucruri de genul ăsta mă refer, da? Și dacă vrem să lucrăm la eleganță și să devenim niște persoane mai elegante și niște persoane mai empatice, aici trebuie să lucrăm prima dată în ceea ce privește comportamentul și după aceea intră garderoba, că mai e puțin bun la garderoba, stați așa. Punctul numărul 2 de pe lista mea s-ar putea să sune clișeic, de fapt sună clișeic, dar dorința mea nu este de a vă aduce clișee în... atenție, ci de a vă face să vă gândiți la anumite lucruri care s-ar putea să vă aducă un beneficiu. Punctul numărul 2 de pe lista mea zice că trebuie să îți cureți viața de persoane care sunt inutile sau care nu-ți aduc niciun beneficiu, care te downgrade, ca să folosesc și un englezism, vedeți că se potrivește mai bine aici, care te trag în jos și nu mă refer neapărat la oameni care te demotivează, dar mă refer la acei oameni și cu siguranță să-i știți și cu siguranță cu toții îi avem sau i-am avut cel puțin măcar o dată în viața asta pe lângă noi, oamenii aceia care nu-ți aduc niciun beneficiu, care nu vor să evolueze, care atunci când tu vrei să te schimbi îți spun, dar de ce te chinui, dar de ce să te schimbi, dar de ce să faci aia, dar de ce... De ce vrei să uiți tu de unde ai plecat? De parcă dacă evoluezi, uiți de unde ai plecat. Parcă îți șterge cineva cu buretele memoria. Nu. Deci trebuie să faceți puțină curățenie în viața voastră, să vă uitați, să analizați foarte bine oamenii pe care îi aveți în viața voastră și să faceți puțină curățenie, pentru că nu veți putea evolua niciodată atâta timp cât sunt oameni din ăștia care vă țin în loc, care vă spun, dar de ce să schimbi tu jobul? Nu schimba tu jobul ca să te duci în altă parte, că lasă, că aici măcar știi cum îți este, dar unde știi cum o să fie la celălalt job? Nu, dar de ce să te duci să mai faci și încă o școală? Dar de ce să mai faci încă un curs? Dar de ce să înveți ceva nou? Dar de ce să faci ceva din care nu câștigi bani? Dar de ce să te îmbraci mai bine? Dar de ce să arunci hainele pătate și rupte pe care ai putea să le porți în casă? De ce să porți ceva ca lumea când ai putea să porți tricourile alea? Păi da, să-mi pune, ce dacă sunt pătate? Prin casă merg, ce are? Știți? Adică genul ăsta de oameni, și cunoașteți tipologia cu siguranță, oameni care, uite, spre exemplu, tu vrei să-ți cureți limbajul și nu poți pentru că îi auzi înjurând și vorbind urât pe lângă tine non-stop, non-stop, non-stop și atunci îți vine și ție greu să-ți cureți limbajul auzindu-i constant pe ei vorbind, da? Acum, iarăși revin la aspectul ăla, că se pune constant întrebarea dacă e familia mea. E complicat întotdeauna cu familia, trebuie să înțelegeți aspectul ăsta. Familia nu o să ți-o schimbi niciodată și din păcate nu ți-ai ales-o și așa s-a nimerit. Dar trebuie să ai grijă să pui un pic de distanță sau să înveți cumva să te detașezi de lucrurile pe care le spun oamenii ăștia dacă nu te poți distanța efectiv de ei, da? Deci depinde foarte mult de tine și de ceea ce vrei să faci și de cât vrei să evoluezi și dacă vrei să-ți cureți cumva aspectele astea în viața ta.
Pentru că, din nefericire, se pune foarte mult accent pe ceea ce ai în jurul tău și, din nefericire, chiar spune foarte mult despre tine, chiar spun foarte mult despre tine oamenii cu care te înconjori. Dacă te înconjori cu oameni pesimiști, dacă te înconjori cu oameni care nu vor să evolueze, dacă te înconjori cu oameni triști pe lângă tine, asta vei avea, așa vei fi perceput. Din păcate, asta este realitatea și mi-a luat și mie mult timp să constat treaba asta, dar așa este. În momentul în care te înconjori cu oameni, cu small-minded people, când te înconjori de small-minded people, automat și tu vei rămâne în stadiul ăla. În momentul în care te înconjori de oameni care sunt deschiși, care sunt optimiști, care sunt mai receptivi la schimbare, ca să spun așa, automat și ție îți va fi mult mai ușor să te schimbi și, pe lângă asta, felul în care vei fi perceput de oameni va fi mult mai frumos și mult mai bun. Și asta vă zic din experiență. Ei, și acum am ajuns la punctul ăla de vă place vouă, și anume să-ți cureți garderoba. Da, un alt pas important este să-ți cureți garderoba. În momentul în care ai început să lucrezi la comportament, să lucrezi la oameni, e bine să-ți cureți și garderoba, să scapi de toți acei blugi rupți, ca să dau un exemplu clasic care știți că mie îmi place foarte tare, să scapi de toate acele tricouri cu mesaje, indiferent care ar fi ele, să scapi de toate lucrurile care îți strică aspectul, dacă vreți să spunem așa, și aici este de discutat, iarăși depinde foarte mult de voi. Depinde foarte mult de voi de cât vreți să accesați eleganța în stilul vostru vestimentar. Adică eu nu consider că a fi elegantă presupune ca toată lumea să se îmbrace în rochii și toată lumea să stea în costume și toată lumea să vorbească numai în vârful buzelor și să bea cei iuți și să vorbească despre Chanel. Nu cred că asta este eleganța și mai ales cu siguranță nu asta este eleganța în ziua de astăzi, în zilele noastre moderne, da? Deci să fii elegantă nu înseamnă neapărat că trebuie să porți numai rochii sau trebuie să scoți toate hainele de inspirație masculină din garderoba ta, dar trebuie să cureți cumva garderoba și trebuie să faci diferența dintre ce este reclamă gratuită pentru unii, ce te face să arăți trashy. Știți că este zicala aia care e foarte populară pe net și cu care, dacă mai îmi permiteți, eu sunt de acord, și anume: in a world full of Kardashian, be a Diana. Cam așa ceva. Adică, într-o lume în care toată lumea are tendința să se dezbrace și să arate cât mai multă piele și să fie totul cât mai sexual și să fie totul cât mai in your face, încearcă să fii cumva, să găsești acel echilibru drăguț al discreției care te face să par mai rafinată, știți? Pentru că, de fapt, în mintea mea, eleganța se confundă foarte mult cu rafinamentul. Rafinament poți avea și dacă ești îmbrăcată, nu știu, într-un costum de inspirație masculină. Haideți să ne uităm totuși la costumele create de Yves Saint Laurent și pentru femei, da? Nimeni nu poate spune că alea nu au rafinament. Hai să ne uităm la multe alte lucruri care au fost create în modă, care nu sunt neapărat feminine și elegante și care au o doză de rafinament absolut excepțională, da? Deci, în punctul meu de vedere, cred că în ceea ce privește garderoba, ar trebui să tinde mai degrabă către rafinament decât către eleganța aia pe care o știm noi, definită de părinții noștri sau de sistemul comunist, dacă vreți. Cred că mai degrabă către rafinament trebuie să tindem și rafinamentul ăsta îl obții în momentul în care nu mai te despoi din toate punctele de vedere, dacă mă întrebați pe mine. Și aici, iarăși, este mult de analizat și depinde foarte mult de fiecare cât vrea să acceseze din acea eleganță. Pentru că, bineînțeles, și eleganța asta vine pe trepte, pe anumite nivele și fiecare cât poate și cât vrea să acceseze. Nu înseamnă că toată lumea trebuie să fie la fel, nu înseamnă că trebuie să ne îmbrăcăm la fel și nu înseamnă, apropo tot de idei, că trebuie să fim toți după un tipar, da? V-am zis, din punctul meu de vedere, eleganța este un subiect mult mai complex, un termen extrem de amplu și nu se referă numai la haine, dar consider că și hainele fac
mult, spun mult și aduc un aport destul de mare, dacă e să spunem așa, în ceea ce privește eleganța. V-am zis, ori fi ele e 10%, dar de multe ori 10% aia pot să strice absolut tot ce ai încercat tu să construiești până în momentul de față, da? Deci trebuie avut grijă și la haine, adică nu o să vin fiu ipocrită și să vă spun, să vin aici să vă spun, a, nu, hainele nu contează, nu. Poți să fii elegantă și îmbrăcându-te în blugi rupți și în tenis murdari și nu știu ce alte porcării, da? Nu e așa, adică lucrurile sunt complexe într-adevăr și e bine să avem grijă la aspectul ăsta și e bine să ne rafinăm stilul, ca să spun așa, indiferent care ar fi el. Punctul numărul 4 este unul care pentru mine cel puțin a făcut diferența la un moment dat și cumva mi-a produs acel declic în minte și cred că iarăși este foarte important. Bine, toate cele 5 puncte pe care vi le prezint aici mi se par extrem de importante, poate cel cu comportamentul mi se pare pe locul numărul 1 și ăsta cred că ar fi pe locul numărul 2. Și anume, schimbă-ți gusturile în materie de cultură, dacă vreți să o spun așa cumva mai direct, sau lucrurile pe care le consumi în materie de entertainment, de cultură. În loc să încearcă să-ți muți cumva atenția de la lucrurile astea comerciale, cum ar fi emisiuni din astea de, nu știu, tot felul de tâmpenii. Chiar mă întreba cineva zilele trecute dacă mă uit la nu știu ce insula, nu știu, iubirii sau nu știu, habar n-am, nici nu știu. Efectiv nici nu știu ce sunt, ce emisiuni sunt acum de divertisment la noi, pentru că nu consum așa ceva, da? Și la asta mă refer. Încearcă să muți cumva atenția de pe chestiile astea comerciale de divertisment către lucruri care au mai multă substanță, către documentare, către filme, către cărți, către lucruri care îți îmbogățesc de adevărat la cultura. Fie că vorbim de cultura pop, cultura modernă în care trăim, și asta înseamnă să fii la curent cu filmele moderne care sunt în perioada asta, fie că vorbim de filme mai vechi, fie că vorbim de documentare, încearcă să-ți muți puțin atenția de pe lucrurile de cancan, să spunem, de pe chestiile astea care sunt comerciale, pur și simplu, care nu ți aduc niciun aport, în afară de faptul că îți dau senzația aia de relaxare pe moment, nu ți aduc niciun aport. Încearcă să-ți muți atenția de pe ele, pe lucruri care într-adevăr te și relaxează, cum ar fi un film, da? Dar în același timp îți și îmbogățesc cultura sau îți schimbă cumva atitudinea. Pentru că în momentul în care consum foarte multe lucruri din astea comerciale și foarte ieftine, ca să spun așa, pentru asta sunt în esență, sunt niște lucruri comerciale ieftine făcute ca să-ți dea senzația aia de relaxare pe moment, cumva nu mai ai timp nici pentru cultură, nu mai ai timp nici pentru cărți, nu mai ai timp nici pentru nu-ți mai arde să citești și atunci începe să se degradeze și limbajul tău, începe să se degradeze și cultura ta, începe să se degradeze și nivelul tău de moralitate și așa mai departe, pentru că, mă iertați, dar eu am refuz să mă mai uit la emisiuni de genul ăsta, spre exemplu, pentru că 90% din emisiunile pe care le-am mai văzut așa butonând canalele, nu văd decât că se ceartă cineva, nu aud decât cum s-au bătut unele la televizor, nu aud decât despre discuții personale din viața personală a unor oameni de care nu mă interesează să știu niște aspecte atât de personale. Era într-o zi o vedetă de pe la noi la o emisiune că se plângea că a murit tatăl ei. Condoleanțele mele, dar de ce trebuie să asist eu la lucrurile astea private? Adică sunt niște lucruri extrem de private și extrem de personale care nu mă interesează. În momentul în care înveți să te detașezi de lucrurile astea, automat îți faci timp pentru lucruri de calitate. Și îmi pare rău, iarăși sună clișeic, dar asta este realitatea. Oamenii de calitate consumă lucruri de calitate, mai ales în ceea ce privește cultura. Îmi pare rău să spun asta, dar trebuie să-ți rafinezi gusturile, iarăși, apropo de rafinament, trebuie să-ți rafinezi puțin gusturile în ceea ce presupune lucrurile culturale pe care le consumi, da? Și lucrurile cu care îți pierzi timpul sau lucrurile cu care
te relaxezi sau lucrurile pe care le consumi de entertainment și așa mai departe. Spuneți-i cum vreți voi, dar oamenii de calitate au grijă să fie lucruri de calitate și pe partea asta de entertainment, da? Acum nu spun că toată lumea trebuie să asculte muzică clasică să se ducă la balet. Nu, dar trebuie să-ți schimbi cumva optica și trebuie să-ți muți atenția pe chestiile astea de cancan ieftine, care îți aduc circ. Efectiv, asta este un circ general și poate te bagă în niște chestii mult prea personale ale vieților unor oameni de care poate nici nu te interesează și să te uiți așa către lucruri care îți aduc ție un aport mult mai interesant. Imaginați-vă cât este de plăcut să te trezești într-un grup întâmplător, să se discute despre un film și tu să știi despre filmul ăla. Wow! Și să nu fie neapărat un film recent, da? Să știi și să poți participa la discuția aia sau să se discute despre o piesă de teatru sau să se discute despre, nu știu, spuneți voi ce vreți, o chestie din asta care nu e neapărat viața lui ăla sau cum și-a dat X-uleasca chiloții jos sau cum s-au păruit două care n-au avut de lucru în emisiune la nu știu cine, știți? Imaginați-vă cât este de plăcut să se iște așa o conversație din asta despre un film, o piesă de teatru, despre, nu știu, o operă, despre un târg, despre ceva și tu să poți veni și tu cu impresiile tale pentru că ești în cunoștință de cauză, cunoști subiectul. Păi dacă stai și te uiți la X-uleasca acum își dă chiloții jos în direct la nu știu cine, normal că nu o să mai ai timp să te uiți la piese de teatru și așa mai departe, da? Prin urmare, sau să citești o carte și atunci să-ți construiești cultura. Prin urmare, trebuie să vă schimbați cumva optica și poate suna clișeic, dar asta fac oamenii care sunt eleganți și care vor să evolueze și care vor să-și ridice nivelul de rafinament în viață. Asta fac. Și punctul numărul 5, la fel sună și el clișeic, dar este la fel de important și acesta, și anume să înveți să te detașezi de părerea oamenilor, mai ales când vii dintr-un mediu, să spunem, ca mine, de exemplu, de la țară. Da? Trebuie să înveți să te detașezi de ce spun ceilalți. 90% din cazurile care seamănă cu al meu, vei fi înconjurat de oameni care sunt very small-minded. Da? De exemplu, am avut o discuție recent cu cineva care îmi spunea, dar ce faci, fata, că nu te mai văd la poartă, nu te-am văzut și eu pe tine pe la poartă, să ieși la poartă, pentru că după cum cred că știți, la țară se poartă această șezătoare la poartă seara, mai ales acum că a venit căldura, se poartă să stai la poartă să bârfești și zic, nu am timp să stau la poartă, am treabă. Da? Adică am lucruri de făcut în timpul ăsta, nu am timp să stau la poartă și da, genul ăsta de oameni vor avea tot timpul păreri și opinii despre tine și la un moment dat trebuie să realizezi că nu ai cum să le controlezi, pentru că ei sunt niște oameni foarte jos și din punct de vedere energetic și mental și cultural și toate cele și tu vrei să evoluezi, da? Poate că ești și tu la nivelul ăla, dar ți s-a aprins ție scânteia aia că vrei să evoluezi, vrei să fii mai mult de atâta în viața asta și vor încerca să te tragă în jos și atunci trebuie să te înveți să te detașezi de opiniile lor. Să nu te mai deranjeze că te fac curvă dacă te văd încălzată în tocuri sau într-o fustă sau că te văd aranjată sau machiată pur și simplu pentru că stai acasă sau lucruri de genul ăsta, da? Trebuie să înveți să nu-ți mai pese pentru că un alt atribut al oamenilor eleganți este că sunt cumva, au atitudinea aia de nepăsare cumva față de alții, față de opiniile din exterior. Sunt unbothered, ca să zic așa, știți? Au atitudinea aia de nu mă interesează ce zici tu, știți? Pentru că sunt foarte siguri pe ei. Așa cum am zis, ăsta este un aspect la care trebuie să lucrez pentru că vor fi foarte mulți oameni care vor încerca să te tragă în jos, care vor veni cu opinii gratuite, care îți vor spune ei cum e mai bine să faci, dar nu te mai faci așa, dar de ce vrei să te schimbi, dar de ce vrei să arăți altfel, dar ce tu te crezi mai deșteaptă decât noi, dar tu ești mai importantă, tu ești mai grozavă și tot felul de lucruri din astea care, în esență, n-au nicio treabă cu tine, dacă stai să te gândești. Prin urmare, este foarte bine să încerci pe cât posibil să te detașezi de lucrurile astea și să nu-ți mai pese, pentru că mi s-a întâmplat și mi s-a întâmplat în oraș să aud tot felul de opinii gratuite pe stradă, de la oameni care nici nu mă cunoșteau, doar pentru că li se părea că prezența mea este diferită de ceea ce văd în mod normal, știți? Și atunci trebuie să înveți să te detașezi de treaba asta, să înțelegi că nu prea are treabă cu tine, da? Ci mai degrabă are treabă cu o frică a lor, că ei
v-am mai zis eu, oamenii ăștia care sunt foarte small-minded așa, în momentul în care văd pe cineva care vrea să evolueze, le este frică de evoluția acelei persoane, pentru că atunci sunt conștienți cât de mici sunt ei, odată devin conștienți de cât de mici sunt ei și în al doilea rând își dau seama că și ceilalți oameni vor deveni conștienți de cât sunt ei de mici și le este frică de treaba asta și atunci încearcă să aducă pe toată lumea la nivelul lor, da? Prin urmare, trebuie să învățăm să ne detașăm și să nu ne mai pese atât de tare de ce spun oamenii și să ne concentrăm mai mult pe ce avem noi de făcut, pe dezvoltarea culturii noastre, pe dezvoltarea comportamentului nostru, pe dezvoltarea unor relații sănătoase cu oamenii pe care vrem să-i avem în viața noastră și așa mai departe, da? Cam atât am avut eu să vă spun pe subiectul ăsta de început, așa, pentru o eleganță, dacă interesează pe cineva cum să încep când vine vorba de eleganță. Spuneți-mi dacă vi s-a părut util subiectul ăsta și dacă vreți să mai discutăm. De asemenea, cum am zis, dacă aveți și voi părerile voastre și alte sugestii, alte idei, alte opinii, puteți să le lăsați în comentarii și nu uitați să vă abonați și să veniți și pe Instagram, că vă vorbesc acolo în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!